Invitat recent în emisiunea La Subiect, difuzată pe 1TV Deva, Dorel Brătean, comisar șef al Gărzii de Mediu Hunedoara, a făcut câteva precizări interesante legate de protejarea naturii. Acesta a spus că există lege pentru protecția mediului, dar amenzile din cauza veniturilor mici din România nu se pot ridica la nivelul celor aplicate în vestul Europei. De asemenea, comisarul șef al Gărzii de Mediu Hunedoara a mai precizat că pentru protejarea naturii este nevoie și de civilizație. În caz contrar, pentru a-i depista pe cei certați cu bunul simț, România ar trebui să fie un stat plin de polițiști. Legea, în principiu, este aplicată de către toată lumea, începând de la unitățile administrativ-teritoriale până la organele abilitate de control. Însă, problema mare este cu partea de civilizație. Dacă noi nu suntem conștienți că facem un rău prin a arunca anumite deșeuri gunoaie în natură, degeaba vine legea și un organ de control care să vadă unde, cine, ce și cum a aruncat. Ne trebuie o țară de, chiar degeaba, o țară de polițiști, dar ca să facem asemenea lucruri. Dar, primul rând, este conștiința noastră care trebuie să fie alta în abordarea aceasta pentru mediu. Gradul nostru de aliniere vis-a-vis de veniturile din vestul Europei este mai jos și, ca urmare, și sancțiunile sunt mai mici. Dorel Brătean a mai precizat în aceeași emisiune că în acest an instituția pe care o reprezintă, alături de altele cu care colaborează pe diverse paliere, se va implica în promovarea educației pentru mediu în rândul elevilor și chiar a preșcolarilor, aceasta urmând a fi făcută într-un mod inedit. Pe teritoriul județului nostru se află circa 31% arii protejate. Zone cu diverse grade de protecție naturală. Ei, toate aceste zone sunt păstorite, sunt administrate de anumite entități care, la rândul lor, dat fiind marea parte a județului, cu ajutorul nostru, al Agenției de Mediu, al altor instituții colaborați interesate, și cu alte instituții, da, exact, la fel cum o faceți și atunci când mergeți în control. Exact. Pot să abordeze o prezentare plăcută tineretului școlar, chiar și preșcolar, cum avem și parcul dinozaurilor pe teritoriul județului, care poate să atragă și să conștientizeze tineretul vis-a-vis de aceste probleme de mediu și de comportament în natură. Mai multe pe această temă, dar și alte subiecte interesante, puteți afla urmărind emisiunea La Subiect, în care a fost invitat Dorel Brătean, comisar șef al Gărzii de Mediu Hunedoara, pe canalul de YouTube al postului de televiziune 1TV Deva.